într-un oraș. De aceea, săptămâna aceasta, sper, guvernul va adopta strategia națională de dezvoltare teritorială. Cred că această strategie este un adevărat proiect de țară. Și această strategie va direcționa, va constitui un cadru foarte important pentru dezvoltarea orașelor în viitor. Un cadru strategic important, un cadru care ajută la prioritizarea investițiilor, un ghid pentru dezvoltarea României în următorii 25 de ani.